Locuitorii mai multor blocuri de pe strada Ioan Nechita din municipiul Zalău s-au trezit în ziua alegerilor că nu știu unde trebuie să voteze, și asta din cauza că pe afișele lipite de către reprezentanții primăriei municipiului Zalău apar două secții de votare diferite, situate la o distanță considerabilă una de alta. Locuitorii din blocurile F29 și F31 de pe strada Ioan Nechita din municipiul Zalău, care au vrut să meargă la vot, s-au confruntat astăzi cu o situație dificilă. Deși ne aflăm în ziua alegerilor, o parte din locatarii din blocurile F de pe strada Ioan Nechita din municipiul Zalău nu prea știu exact unde să meargă la vot. Și asta după ce pe afișul montat în fața blocului sunt specificate două locații, mai exact Școala Corneliu Coposu și Liceul Voievod Gelu. Potrivit reprezentanților biroului electoral județean, se pare că în cele din urmă s-a decis că locuitorii din această zonă trebuie să meargă la vot la Liceul Voievod Gelu din Zalău, mai exact la secția 26. Așadar, cei care vor să iasă la vot și locuiesc în blocurile F31, respectiv F29, trebuie să știe că secția unde trebuie să voteze este Liceul Voievod Gelu și nici de cum Școala Corneliu Coposu, așa cum era trecut inițial pe acest panou. Contactați telefonic reprezentanții biroului electoral județean, ne-au declarat că știu de situația de față și că s-a luat legătura cu reprezentanții primăriei Zalău, care au fost trimiși la fața locului pentru a remedia situația. Cert este că până la rezolvarea problemei, cetățenii din aceste blocuri trebuie să meargă la vot la secția numărul 26 de la Liceul Voievod Gelu.